Bună dimineața, dragii mei, și bine v-am regăsit la Tale Dimineții. O dimineață de februarie, așa, nu foarte rece. Cei care vă pregătiți să plecați la serviciu, n-aveți nevoie de mănușele în dimineața asta. Parcă vremea începe să se îmbune, începem să credem că vine primăvara. Vrem să trecem așa repede într-un anotimp, mai plăcut, mai aproape de sufletul nostru, să ne bucurăm de mireasma florilor. Deja visăm la florii, la pomii înfloriți. Acum nu știu la ce visați dumneavoastră, dar eu visez să vină primăvara și visez așa cu ochii deschiși la anotimpul iubirii. Suntem în luna februarie, suntem în luna iubirii, suntem în luna în care vreau să cred că măcar o dată pe an sărbătorim iubirea. Ar fi frumos din partea noastră să sărbătorim în fiecare zi. Ați auzit-o și pe Nicol, nu avem nevoie de o zi specială pentru a iubi. Dar ne legăm fiecare dintre noi de ceva în drumul nostru. Nu e o emisiune cu poveste din aia așa, la final se spune noapte bună. Nu, vrem să spunem bună dimineața și să primim cu brațele deschise o nouă zi dăruită de bunul Dumnezeu. Dar vreau totuși să începem așa cu o poveste. O poveste pe care eu o cred cumva în sufletul meu și cei care mă cunoaște și sunteți alături de noi, alături de mine și de echipa de aici, de la Hunedoara 1 TV, de la Dale Dimineții, știți că eu cred așa în destin și cred în ceea ce în viață ni se întâmplă și că nimic nu e întâmplător. Și mai spun eu așa, prin emisiunile de la prima oră a dimineții, că liberul arbitru pe care l-am primit cadou de la divinitate sunt gări, dragii mei. Așa, ne imaginăm linia vieții, drumul vieții, destinul, cum îi spunem noi, și liberul arbitru ne dă ocazia din tren, când vedem o stație, să spunem stop, aici mă opresc, vreau să stau. Și ne dăm jos de-a lungul vieții în câte o gară. Acum, eu aș vrea să cred că gările astea în care ne oprim sunt lecții de viață. Sunt locuri binecuvântate unde întâlnim oameni. Oameni la care eu le spun îngeri. Pentru că Dumnezeu lucrează prin oameni, vreau să cred. Pentru că Dumnezeu atunci când stăm prea mult într-o gară, ne dă așa un avânt, ne dă un fâlfâit, așa primim așa un fâlfâit de aripi. Și cumva ne urcăm din nou în tren și mergem mai departe. Gările uneori sunt cu durere, alteori sunt cu fericire, dar sunt lecții. Eu vreau să cred că sunt lecții de viață și că mai devreme sau mai târziu fiecare dintre noi vom ajunge acolo unde ne e destinat. Ce dăruim, aia primim. Și nu întâmplător spun această poveste, pentru că în această dimineață, alături de mine, aici, la Dale Dimineții, am două femei minunate care, deși nu li se văd aripile, eu vreau să cred că sunt îngeri aici pe pământ. Și vreau să și vedem împreună în această dimineață despre ce vorbim. Bună dimineața, doamna bună doctor! Dimineața. Alături de mine, doamna doctor hematolog Kinga Vasile, zic bine? Da, foarte bine. Și vă mulțumesc că ați venit așa de dimineață alături de noi. Da. Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație. Și o prietenă, nu doar de-a mea, o prietenă de-a dumneavoastră, rețelele de socializare deja dezvăluie ce face acest înger, Lavinia Nan. Bună dimineața! Bună dimineața, bine v-am regăsit! Ea a mai fost invitată nu la Dale Dimineții, la Hunedoara 1 TV, ci la colega mea, Petronela Tămaș. O salutăm, bună dimineața, Petronela. Dacă nu te-ai trezit încă, cu siguranță vei veni alături de noi puțin cel mai târziu. Pe Lavinia o cunoaștem deja, aș putea să spun, din stradă, dragii mei, pentru că ea coboară mereu în stradă între oameni, nu știu cum face, a strâns o mână de inimi generoase, are un buchet de inimi generoase, așa se numește asociația ei, greșesc, Lavinia? Nu, așa este. Cum ai reușit să strângi atâtea inimi la oaltă?
În urmă cu 2 ani, exact în urmă cu 2 ani, am plecat la drum. Am întrebat câțiva prieteni, vreți să facem ceva bine pentru oameni? Prietenii au sărit în ajutor și așa am început să facem, la început am fost doar cadre medicale, am început să facem prevenție pe sănătate, pentru că asta ne lipsește tuturor. Toată lumea vine într-un moment al vieții la spital când de multe ori este prea târziu sau suntem într-o fază destul de avansată a bolii. Și am văzut că nu se pune accent pe această prevenție și am zis, hai să facem noi. De ce să nu facem noi? Că suntem cadre medicale. Ulterior, pe parcurs, ni s-au mai înlăturat și cadre didactice, da, de excelență din oraș. Am început să facem și ateliere meșteșugărești pentru copii. Am plecat și cu copiii în tabără, la munte, pentru că toți iubim viața, toți iubim natura, vrem să învățăm de mii, să implementăm aceste noțiuni copiilor și cum putem să le facem decât fim noi un exemplu pentru ei. Au intervenit noi, fiind sportivi în familie, am început să facem și activități cu sport, cu sănătate, pentru că toate merg mână în mână și uite așa au trecut 2 ani. 2 ani frumoși, dragii mei, o să vedem poze de la evenimente. Noi ne-am întâlnit și anul trecut cu buchetul de inimi de la Inimi Generoase, dar încet, că avem 50 de minute la dispoziție, o să trecem în revistă și sportul și ce fac copilașii, dar cele mai multe mesaje și da, o să dau o citire. Vreau să spun așa, vă mulțumesc, dragii mei, pentru toate mesajele de încurajare pe care mi le dați și dacă nu le citesc în direct, cele care le primesc în privat, să știți că eu le citesc cu dragă inimă, vă mulțumesc pentru susținere și asta îmi dă curajul să continui. Ieri am primit un mesaj, dovadă că suntem urmăriți, și spune așa, nu-l citesc tot, Camelia îmi spune ieri, a fost fain pentru mine să fiu cumva acolo și pentru noi, draga noastră, dar mesajul spune, o să fiu și mâine, căci o iubesc pe Kinga Vasile. Foarte multă lume o iubește pe doamna doctor, văd și în această dimineață că deja mesajele curg, în promo am dezvăluit că dumneavoastră veți fi alături de noi și să știți că oamenii se bucură. Am primit, uite, de un exemplu, un mesaj în această dimineață de la Ioana Tatiana. Te salutăm, Tatiana. Bună dimineața, o salut pe doamna doctor Kinga, cea care prin profesionalismul ei a fost prima care l-a diagnosticat corect pe tata, socru. Dumnezeu să-l odihnească. Și mai curg mesajele. Lidia Barbu ne spune bună dimineața, Enea Vasile ne spune bună dimineața și ne felicită, Edi Hinț e alături de noi, bună dimineața, Edi, Daniela, Enea, Dani, bună dimineața, mulțumim că ești alături de noi, Călin Constantin Moraru ne spune bună dimineața și ne dă o îmbrățișare, și noi salutăm și le mulțumim că sunt alături de noi. Doamna doctor, da. E clară povestea după ce am lansat universului dorința de a vă întâlni personal și de a veni alături de noi aici la Dale Dimineții, să-i încurajăm pe oamenii care trec printr-o perioadă mai grele în viață. Am zis că nu folosim cuvântul bolnav. Okay. Trec prin situații deosebite. Se pare că aripile dumneavoastră de înger, acelea care nu se văd, veniți cumva și învăluiți și le dați curaj la viață. E un mare lucru să găsim oameni la care să apelăm atunci când viața ne dă peste cap. Și eu aș vrea să povestim până la ce se întâmplă când ajungem deja la dumneavoastră în cabinet, că acolo e clar că deja n-am făcut probabil suficientă prevenție cu capul, cu sufletul, cu inima. Aș vrea să aflăm despre dumneavoastră. De unde dragostea pentru a ajuta oamenii? Cred că a venit pe parcurs. Eu cred că la 18 ani, când suntem puși în fața deciziei de a ne alege o carieră, noi nu știm ce se întâmplă și nu știm de fapt la ce ne hamăm. Și uneori avem noroc să ne placă lucrul respectiv și să fim buni în lucrul respectiv, alteori mai puțin și atunci e o situație nefericită. Eu cred că am avut noroc. Am avut noroc, în primul rând, că am ales medicină, deși nu am făcut-o cumva din ambiție,
unde e mai greu, acolo mă duc. Deci, și eram pasionată de matematică, ca să fiu sinceră. Și ulterior am ales hematologia, care iar a fost o decizie cumva. Am și regretat, îmi place foarte mult hematologia ca și știință, este oarecum matematică, este foarte frumoasă și logică, dar încărcătura umană este foarte mare și uneori copleșitoare. Dar încerc și pe partea aceea să mă dezvolt și eu în a manageri eu sentimentele mai bine și emoțiile și a transmite acest lucru și pacienților în măsura în care se poate. Deci cam așa a fost, să zicem, drumul meu în carieră. Noi oamenii de rând ne pricepem la absolut orice. La fotbal suntem profesioniști, politică nu mai vorbim, toți știm ce e mai bine pentru țara noastră. La medicină deja suntem toți doctori și dăm sfaturi foarte lejer celor care au câte un simptom. Acum, eu nu sunt în geniu, asta e clar. Nici nu-mi doresc să fiu vreodată, să înțeleg mai mult decât poate creierul meu să ducă. Hematologia e o știință nu complexă, mi se pare, din ce am citit în pregătirea acestei emisiuni, mi se pare un univers care probabil va fi așa ceva de science fiction. Sângele uman, că hematologia până la urmă cu asta se ocupă. Eu văd să înțeleagă așa, și telespectatorii. Pentru mine, hematologia cumva este în două împărțită. Sunt bolile hematologice, strict hematologice, care țin de noi. Noi le tratăm și, bineînțeles, acelea încercăm să ne ridicăm la un nivel bun din punct de vedere al diagnosticului, al accesului la tratament și așa mai departe. Și mai este partea care, să zicem, că mie îmi place foarte mult, este partea care ține de faptul că sângele se modifică în majoritatea altor afecțiuni. Adică sângele este, dacă ești un bun detectiv, sângele îți spune niște lucruri și poți să-ți ajuți colegul sau pacientul într-un diagnostic care nu ține de specialitatea ta neapărat, doar pentru că știi cum reacționează sângele în anumite circumstanțe. Asta este o parte cumva de muncă de detectiv și care este un, nu hobby, că este meseria mea, dar este o pasiune, cu siguranță. Adică eu dacă mă duc într-un consult, de obicei mă pun la calculator și pot să mă uit pe analizele acelui om începând de prin 2009, cred că sunt în calculator analizele pacienților și mă uit să văd cum a evoluat. Atunci îmi dau seama când au început problemele, dacă e ceva care acum a debutat sau e ceva care a debutat de mai mult timp. Asta ne spune cât e de urgent să facem ceva sau ne dă informații și pe asta ne putem clădi diagnosticul. Deci cam asta este din punctul meu de vedere hematologia. Și aici ajungem exact unde eu mi-am dorit. Asta înseamnă prevenție. Ați auzit-o pe doamna doctor, a spus, apar analizele din 2009. Asta înseamnă să mergem să le și facem, pentru că eu mă înscriu la cei cu analize odată în viață, în momentul în care ajungem la medic și medicul, oricât ar fi de dedicat, dacă nu are ce să studieze, presupun că pacientul trece printr-o situație mai delicată, pentru că dacă nu are un istoric, vă îngreunează meseria. Și aici cred că ajungem la partea aia de prevenție, să-i convingem pe oameni că e bine să mergem mai des să ne căutăm. Da, dar cred că oamenii în general se încadrează în trei categorii. Sunt oamenii care nu merg la doctor de fel pentru că au reticențe, pentru că n-au timp sau diverse. Sunt oameni care, am constatat în ultima vreme, mai ales generația aceasta între 30-40, foarte conștienți de faptul că sănătatea este un lucru de care trebuie să aibă grijă, au un stil de viață sănătos, să-și facă evaluări periodice și se programează din timp. Și există o a treia categorie de oameni care exagerează. Da. De acord. Sunt acei clienți. Acei clienți pe care îi vezi că intră în cabinet cu unii chiar au nevoie să aibă un biblioraf de analize, dar majoritatea, dacă acelea sunt relativ bune sau constante, nu chiar au nevoie de atâtea analize. Și aici vedeți că, de fapt, e vorba și de resurse. Unii abuzează de ele, alții nu au parte de ele. Foarte frumos spus. Cum ar trebui să... Adică
dacă tot am ajuns la discuția resurse, foarte, ceea ce nu iubim, că mereu când auzim bani, medicină, așa cum am povestit, parcă noi, cei, presa, jurnalismul, deja parcă am făcut din asta o vendetă, să demonstrăm oamenilor că sistemul medical din România are probleme. Acum, nu știu câte probleme sunt reale, pentru că fiecare familie, aș vrea eu să cred, are problemele ei. Dar eu sunt convinsă în drumurile mele din ultimul an, după ce m-am întors în țară, că nu e chiar așa, că există partea aceea de resursă care o putem folosi dacă știm unde să mergem și dacă tot povestim de clienții aceia care vin în fiecare zi și ăștia care nu vin aproape niciodată și venim doar în momentul în care avem probleme foarte mari de sănătate, ce ar trebui să facem să înțeleagă și telespectatorii noștri? Ce ar fi normal să facem noi, oamenii de rând? La cât timp ar trebui să batem la ușa unui laborator de analize, că până la urmă... Nu ar trebui să batem noi la ușa unui laborator. Ar trebui să ne bazăm pe managerul sănătății noastre, care este medicul de familie. Să învățăm să ne încredem în el și să nu îi... cumva să nu îl reducem la omul la care mergem să-i cerem o rețetă sau un bilet de trimitere. Eu chiar cred că majoritatea medicilor de familie își doresc să practice medicina corectă pe care au învățat-o. Doar că uneori oamenii sunt atât de convinși că ei știu ce e mai bine pentru ei, încât pur și simplu cred că își epuizează resursele de a-i mai convinge că, de fapt, ei sunt în măsură să-i îndrume în mod corect spre un laborator, spre un specialist. Deci, eu, de fapt, acolo cred că trebuie să înceapă lucrurile, în cabinetul medicului de familie, pe care trebuie să ni-l alegem, ca să putem comunica, să avem o chimie cu acel medic de familie și să avem încredere. Și de acolo lucrurile merg bine, pentru că văd și eu, am medici de familie, mi-e mai mare dragul când îmi trimit pacienți care sunt corect investigați, care sunt corect trimiși. Și sunt alții pe care, nu-i condamn, dar sunt uneori, că știu sigur că pacientul ăla a vrut să vină la Vasile, nu având neapărat motiv să vină la Vasile, dar probabil că a bătut cu pumnul în masă, că asta își dorește el. Și atunci a fost trimis, pentru că nimeni n-are energia să lupte la nesfârșit. Pentru că pacienții vin cu replici de am drepturi, sigur avem toți drepturi, dar eu cred că dreptul fundamental este să avem parte de expertiza unui specialist și să ascultăm. Deci asta eu zic că de acolo ar trebui să înceapă lucrurile. Și aici aș menționa, doamna doctor Dani, da, bine, despre eveniment mai încolo, a spus niște lucruri foarte adevărate, că uneori oamenii își fac analize pe cont propriu pe care nu știu să le interpreteze și după aceea, știți, îți cer să scoți castanele cumva, pentru că nu știm în ce context, cum și le-a făcut și tu, de fapt, nu știi ce să-i mai spui despre acele analize pe care nu tu le-ai comandat, dar tu trebuie să le interpretezi. Și cât de corect au fost efectuate. Da, și dacă s-au recoltat când trebuie. Deci sunt foarte multe lucruri care țin de context, pentru că dacă medicina ar fi așa de ușoară și am dat un Google și aș vrea să văd când fac eu CEA 125 sau de ce fac eu CEA 125, toți am putea să fim medici, dar nu e despre asta. Nu că am fi noi superiori, doar că am investit niște ani din viață în asta. Și teoretic sau și practic ar trebui să fim un pic mai bine instruiți decât poți tu să te instruiești de pe Google, zic. Da, am ridicat acest carton pe care l-am șutit de la prietena mea, Lavinia. Femei sănătoase și informate. O să întreb, vă promit, o să pun acea întrebare, dar nu acum. Mai mergem un pic înainte în emisiune. Știu la ce vă referiți, deja vă simt și vă mulțumesc pentru mesaje, să știți că le văd și o să le dăm citire. În momentul în care nu știm ce să facem, e foarte simplu. Căutăm un om care poate să ne dea o mână de ajutor, să ne ducă acolo unde putem găsi începutul informației, pentru că de aici începem, dragii mei. Aici nu se rezolvă probleme, presupun, la seminar. Dar aici putem să punem întrebări. Și putem să punem întrebări pe care nu avem curajul să le punem în viața reală
Și eu cred că nu avem curajul să ni le punem nouă, nouă personal. Ne e foarte frică să ne întâlnim cu noi în oglindă, doamnă doctor, și să ne întrebăm de ce am o pată, de ce mă mănâncă pielea, lasă că o să treacă, poate fi catul, poate nu, mă duc la farmacie, cer un sfat, poate e bun, poate nu e bun. Fă asta, că eu am făcut și mie mi-a funcționat. Nu e universal valabil. Și atunci, rolul acestor oameni de la Inimi Generoase, prin calendarul lor, organizează aceste seminarii, unde găsim specialiști. Acum, ei nu vin acolo să pună diagnostice. Ei vin acolo să ia contact cu noi, să ne răspundă la întrebările acelea primare și să învățăm ce ușă să deschidem în următorul pas. Greșesc, dragile mele? Eu aș face un comentariu. Eu cred că cel mai important este să schimbăm mentalități. Eu de-aia m-am dus acolo. Pentru că e foarte important, dar deci acea frică de analize, frică de doctor, o am și eu. Deci ziua în care eu îmi fac analize este o zi în care nu sunt bună de nimic până nu le văd. Da? Deci este normal. Toți avem aceste emoții. Poate eu, pe care am văzut atât de multe lucruri la viața mea, mai mult decât alții. Dar, de fapt, eu, când am acceptat acea invitație la acel seminar, mi-am dorit să schimb mentalități, ca oamenii să se întrebe de ce mi se întâmplă asta. Nu că am simptomul ăsta, iau pastila asta. Întrebarea este de ce am eu simptomul acela? Pentru că nu-i destul să tratezi efectul, trebuie să te duci la cauză. Și despre asta încerc eu să vorbesc cu oamenilor, că e foarte important să nu ne oprim acolo unde credem noi că ne e bine, ci să ne oprim acolo unde trebuie să ne oprim, până am aflat tot ce trebuie să știm despre starea noastră de sănătate și ce a cauzat eventualul disconfort. Și mulțumesc, Rosi, și bună dimineața! Dragii mei, pe ecrane rulează un filmuleț de la seminarul care a avut loc zilele trecute, în 5 februarie, de la orele 17:30, acolo la Teatru de Artă din Deva, unde acești îngeri au dat mână de la mână, suflet de la suflet, inimă de la inimă, și s-au întâlnit cu femei. Văd că sunt mai multe femei, mai puțin bărbați în sală, unde femeile au avut curajul, dragii mei, să meargă să se întâlnească cu doamna doctor Kinga Vasile și văd aici doamna doctor Mirela Dani, și au pus întrebări și probabil au găsit răspunsul la întrebări. Sunt convinsă de asta, pentru că înainte ca evenimentul să înceapă, eu am trecut pe acolo, Lavinia avea emoții, așa cum are de fiecare dată când organizează un eveniment. Nu prea înțeleg eu de ce mai are ea emoții, pentru că ea face lucrurile într-un fel anume, îi iese Laviniei, cumva reușește să ajungă la sufletul femeilor și cumva ai stabilit deja o legătură cu femeile care vin lângă tine, Lavinia. Mie mi se pare un lucru minunat ceea ce faci tu. Mulțumim frumos pentru minunatele cuvinte. Sunt da, minunate cuvintele. Faptele voastre reflectă realitatea prin vorbele mele, pentru că eu vin între voi, poate de prea puține ori. Îmi fac și simțită prezența, poate că uneori ar trebui să vin mai public, să spunem așa, nu mereu în undercover. Da. Voi faceți lucruri minunate și în momentul în care eu spun asta, înseamnă că și cred asta și vreau ca telespectatorii mei, ei mă cunosc, să știe că pot să vă caute cu inima deschisă, pentru că voi, într-adevăr, sunteți alături de oameni. Chiar faceți lucruri minunate. Eu vreau să te întreb pe tine așa. Ai întâlnit de-a lungul evenimentelor create de tine oameni cu probleme. Cum reușești tu, în sufletul tău, să nu te încarci, să nu preiei de la acei oameni acele probleme și să găsești echilibru cu tine? Cum reușești tu
cu tine? Sunt cadru medical de 23 de ani. Am lucrat la UPU, am lucrat pe chirurgie, am lucrat în secții cu încărcătură emoțională mare. Este greu, într-adevăr, să te detașezi. De multe ori pleci acasă și două zile doar despre acel lucru vorbești, despre acea persoană. Mai ales sunt persoane care vin de-a lungul timpului și probabil au mai multe internări. Cumva te împrietenești. Ba, știi că sunt vecină cu mama, ba, stau acolo, ba, v-am văzut dincolo, ba, sunt cunoștința unei cunoștințe. Deci cumva creezi o emoție mai apropiată și la un moment dat acele persoane dispar din viața ta, că așa este soarta. Nu că n-am fi noi buni sau n-am face noi tot ce e posibil pentru acele persoane, noi cadrele medicale. Dar câteodată firul vieții nu depinde de noi. Corect. Și asta ne face să fim puternice și să mergem mai departe. De asta ne-am dedicat meseriei. Prin optimism, prin speranță, întotdeauna dacă un om se duce, poate sunt alții 10 care se vindecă și bucuria acelor oameni pe care i-am putut ajuta la acel moment respectiv ne face să mergem mai departe și să căutăm tot timpul acei 10 oameni care ne determină să mergem mai departe. Și rămânem la liberul arbitru, dragii mei, că până la urmă e alegerea noastră ceea ce facem. Eu știu că mulți dintre dumneavoastră o să-mi spuneți, nu aleg eu să mă îmbolnăvesc. Nu-i chiar așa, pentru că toată gândurile noastre ne duc și faptele noastre de zi cu zi până la urmă ne duc la ceea ce dăruim. O karmă bună, un gând bun o să ne ducă spre o gară mai frumos colorată, așa cu roz, cum colorează inimile generoase și cu mult roșu. Pe mine mă încântă culorile. Nu știu cine v-a ajutat să le alegeți, dar sunteți așa foarte lipicioși la oameni. Eu mai știu ce, acolo unde văd o mână de oameni cu atâtea culori și atâtea flori de primăvară, felicitări pentru lalelele de pe masă. Sunt lucruri mărunte care fac diferența. Acolo găsești o culoare, felul cum i-ați primit pe oameni, cumva, că nu e doar un eveniment, dragii mei, e așa un eveniment făcut cu inima. Vedem poze, de acolo am văzut și un filmuleț. Povestiți-ne, vreau să-mi povestești, Lavinia, cum iau naștere aceste seminarii, cum le creați, la ce vă gândiți în momentul în care creați un eveniment și o să vorbim și despre calendarul vostru, pentru că voi faceți mai multe evenimente, dar cum creați un astfel de eveniment în care aceste femei vin spre voi? Cum ia naștere un astfel de eveniment? Pentru că asociația a început în luna februarie, ne-am gândit cum să începem această activitate a noastră. Și în luna februarie este Ziua Mondială de Luptă împotriva Cancerului. Fiind cadre medicale, așa a început. Săptămâna aceasta am fost la a treia ediție. Am început în primul an, am luptat împotriva cancerului colorectal, am învățat persoanele care vin la eveniment să-și facă preventiv analizele care depistează din timp cancerul. Am avut chirurgi de excepție, a venit domnul doctor Fluieraș, a venit domnul doctor ginecolog de la noi, de la spital, domnul doctor Betia. Următorul an am luptat împotriva cancerului la sân, cancerului tot genital, pentru că suntem femei, cu invitați de seamă. A venit doamna doctor Voișan, care e medic radiolog de excepție, a venit domnul doctor Ali, un alt ginecolog al nostru drag. Anul acesta am prevenit cancerul sângelui. A tratat cancerul ca și subiect, ca și subiect. Cu doamna doctor Kinga, un alt ginecolog, doamna doctor Dani Mirela. Nu știu, la anul ne vom gândi la altă prevenție. Așa a început noi. Suntem la a treia ediție. Pe parcursul anului am mai accesat fonduri europene și ne-am gândit de fiecare dată ce să facem. Am făcut două activități cu medici cardiologi din Cluj, voluntari, din Timișoara, care au venit și ne-au ajutat.
la Centrul Episcopiei Sfântul Nectarie, ne-au pus la dispoziție ecograful, au făcut ecodoppler, am prevenit printr-o inimă sănătoasă, da? Dacă toți suntem cu inimi, ne-am legat de o inimă sănătoasă, am făcut ecografii doppler cardiace și interne cu medici de excepție. În iunie, pentru prima dată, am făcut chestionare informative cu o asociație din București, unde ne-am înscris și noi, ei la rândul nostru, care se ocupă de prevenția consumului de alcool. Cumva, prin chestionarele alea, puteai să-ți dai seama de cât de important este sau la ce nivel ești al consumului de alcool pentru a preveni dependența, da? Ești la un anumit prag, poți să-ți iei măsuri din timp, pentru că, din păcate, și adicțiile consumului de alcool, consumului de droguri sunt foarte importante în ziua de astăzi. Am promovat, din fericire, din acest an, crescând cumva renumerația donatorilor de sânge, au năvălit donatorii de sânge, nu este frumos că nu o fac chiar din punct de vedere empatic, dar pentru spitale și pentru rezultatul final, rezultatul final este foarte important. Sunt peste 30 de donatori zilnic la centru de transfuzie. Noi 2 ani de zile am muncit în campanii să adunăm donatorii să vină împreună cu doamna doctor Halmagi, pe care o salutăm pe această cale. Am luptat să strângem donatorii de sânge, pentru că în toate patologiile sângele este viață, sângele este speranță, sângele este picătura salvatoare a vieții și cumva trebuia să-i motivăm. În anemii, în hematologie, care sunt cei mai mari consumatori ai sângelui, politraumele, accidentele rutiere, cancerele, intervențiile chirurgicale, nașterile, deci oriunde este nevoie de sânge la un moment dat și, din păcate, băncile de sânge erau goale. Sperăm, în 2024 am plecat la drum cu mulți donatori de sânge. Așa vin pe parcursul anului evenimentele. Nu știm niciodată ce facem, chiar ne facem un calendar, dar de multe ori depășim acel calendar cu activitățile noastre, pentru că întotdeauna intervenim, hai nu facem și aia, sau mai vine cineva și intervine, n-ai vrea să facem și aia. Mi-e foarte greu să refuz oamenii. Soțul întotdeauna mă întreabă, vezi că mai ai și casă, mai ai și familie, zic știu, la mine sâmbăta, duminica sunt pentru evenimente. În timpul săptămânii îmi dedic, după mesele, merg și predau elevelor de la post-liceală. Vreau să le insuflu pasiunea pentru această meserie. A fost greu la început să o învăț, să fac, dar mie îmi place să fac lucrurile, dacă le fac, să le fac bine, dacă nu mai bine, nu le fac. Așa sunt eu din fire, sunt berbec și poate de asta sunt așa, nu știu, dar le insuflu și elevelor această pasiune pentru meserie și le spun întotdeauna, trebuie să vă gândiți că pe patul de spital este mama, poți fi tu, este fratele, este tata, este soțul, este prietenul tău, este copilul tău. Gândește-te că vrei să-l tratezi ca și cum cineva din familia ta este acolo. Avem medici în România asta, țara asta și poporul ăsta e un popor binecuvântat de la Dumnezeu. Ne mai pierdem noi așa prin gări, ne dăm jos care pe unea apucăm pe la 4 ani, 5 ani, dar ceva rămâne, empatia și dragostea asta, cumva reușim noi să ajungem la sufletele oamenilor, are ceva poporul ăsta. Mai greșim noi, doamna doctor, cred că cea mai importantă, dacă greșesc, vă rog frumos să mă corectați, eu cred că empatia e, înainte de a te face medic sau casier pe autobuz, cum era odată pe vreme, sau la orice birou, cred că empatia, greșesc, ar trebui să fie prima noastră calitate când vrem să facem ceva? Da și nu. Da și nu. Deci e clar că empatia este o condiție absolut necesară, dar pe lângă empatie trebuie să ai cunoștințe, trebuie să ai disponibilitatea să-ți sacrifici foarte mult timp din viață și foarte mulți ani însușindu-ți cunoștințele. Deci, da, empatia, în principiu, empatia o ai sau nu o ai. Dar nu putem învăța? Ba da. Deci, dar nu aceea adevărată și profundă, ci aceea cu care te întâlnești într-un mare spital dintr-o țară foarte civilizată. Da? Corect.
în care totul este standardizat. Există și acea empatie cumva standardizată, în care nu vezi neapărat sufletul omului, dar vezi foarte multă politețe, foarte multă implicare, dar la un nivel profesional. Deci eu cred că cumva este vorba de un echilibru. Când devii foarte implicat și foarte empatic sau foarte emoțional implicat, poate nu e cele mai bune decizii pentru pacient. Pentru că uneori vin, dar chiar trebuie să-mi faceți și investigația aia sau chiar trebuie să facem și asta, știi? Deci aici tu trebuie să lași empatia și să spui, da, trebuie, pentru că așa este protocolul, așa spune cartea, așa se face, da? Asta nu înseamnă că nu sunt cumva implicată în suferință, nu implicată, nu-i bine să fii implicată. Că în nu înțelegem suferința, suferința omului, sau frica omului, dar nu pot să pun empatia deasupra actului medical, adică acel act obiectiv dictat de știință și dictat de protocol. Asta am vrut, dragii mei, și mergem în direcția pe care mi-o doresc. Doamna doctor, trecem de frica prezent, mă duc, îmi fac analizele, primim acele valori, noi putem să ni le citim cumva, putem să devenim automat peste noapte medici, știm dacă suntem bolnavi sau nu. Glumesc, dragii mei. Acele analize trebuie să ajungă la medicul de familie, așa cum ideal, am discutat, da. Asta am înțeles. De acolo stabilim împreună cu medicul de familie dacă avem o problemă și mergem la un medic specialist. Zic bine? Da. Ăsta e pasul următor. Acum ajungem în situația aceea delicată în care descoperim că avem o problemă de sănătate. Și primul gând al românului e, nu am bani să mă tratez. 80% dintre prietenii mei, da, aici spun lucrurile pe nume, așa cum vă doriți, nu am bani să mă tratez. Primul gând al nostru e, de unde facem rost de bani? Acum, nu știu dacă ăsta ar trebui să fie primul gând al nostru, noi am povestit cumva câteva minute înainte de emisiune. Ce ar trebui să facem în momentul în care descoperim că avem o problemă de sănătate și... Aș porni cu începutul. Prevenția așa. Nu este să nu ne îmbolnăvim. Prevenția înseamnă să descoperim ceva în timp util. Da? Pentru că de acolo vine și chestiunea asta legată de bani, de resurse. În momentul în care tu ai o problemuță care, să zicem, trebuie rezolvată, da, dar ai descoperit-o la timp, ai o fereastră de timp în care tu reușești să-ți faci o programare într-un spital de stat, într-o policlinică de stat, și vă rog să înțelegeți că nicăieri în această lume programările la un specialist nu se fac mai repede decât în România. Eu zic că suntem un caz fericit, adică toți avem prieteni sau chiar am lucrat în străinătate sau am locuit acolo. Corect. Și știm că uneori o programare la un specialist durează și 6 luni, da? Corect. Bun, deci despre asta vorbim. Dar dacă noi mergem pe principiul prevenției și suntem programați din timp, totul e în regulă. Problemele, să zicem, apar în momentul în care lucrurile sunt un pic mai urgente. Și atunci poate apar acele lucruri de care spun prietenii că, vai, trebuie să mă duc la un privat, că trebuie să fie urgent. Da? Nu știu neapărat dacă asta este soluția. Eu cred, de exemplu, că la spital, dacă îți faci o programare la un specialist, obții într-un timp rezonabil. Poate nu săptămâna viitoare, de 2, 3, 4 săptămâni, tot obții o programare. Deci se poate și fără bani. Da? Deci un consult ginecologic, cred că se poate programa și în spitalul de stat. Și fără bani. Dacă se merge din timp și se urmează anumiți pași, greșesc? Nu, deci medicul de familie, bilete de trimitere, un preconsult al medicului de familie, bilet de trimitere către medicul specialist, programare din timp la Policlinica Spitalului Județean Deva sau, mă rog, la fiecare oraș unde avem medici de excepție, și eu zic medici de excepție în toate domeniile. Sunt de 23 de ani cadru medical, dar mă duc în policlinică, nu mă duc la privat pentru că plătesc asigurări de sănătate la statul român și consider că mă duc în policlinică. O să ziceți, dacă probabil, nu, îmi fac programările din timp, îndrum toate cunoștințele, toți prietenii, la toate seminariile, să meargă la medicul de familie, în primul rând, sunt medici de familie foarte buni, da, care pot să-ți facă un preconsult,
Salut medicul de familie, nu-i fac reclamă, dar doamna doctor Gros Marac întotdeauna mă trimite unde trebuie, când trebuie, da, și îmi spune. Inclusiv vaccinurile care le-am promovat, da, de, împotriva cancerului de col uterin, mi-a zis, vezi că fiica ta a împlinit 13 ani, nu vrei vaccinul, deci nu am cuvinte, da, deci m-a întrebat, mi-a amintit, vezi că trebuie să faci, zic, cum să nu, sigur, l-am făcut și eu în 2007, sunt vie, sănătoasă, nu mi s-a întâmplat nimic, că m-am vaccinat, de asta recomand tuturor femeilor, asta înseamnă prevenție, da, mai ales că erau acea perioadă foarte controversată cu acel vaccin, dar am întrebat medicul ginecolog, mi-a zis rău nu are ce să-ți facă, în cel mai rău caz nu-și face efectul, așa că recomandarea a fost să-l fac, l-am făcut. De-aia recomandăm și noi tuturor, faceți lucrurile din timp, se poate merge la medic din timp, se pot face programări online, se pot face programări telefonic, se pot face programări la fișier, întotdeauna cineva are o cunoștință care chiar dacă nu te poți deplasa la momentul respectiv, mergeți, face o programare, dar din timp. Deci până la urmă, dragii mei, prevenția nu e neapărat ceea ce noi ne așteptăm. Prevenția înseamnă să nu ne mai fie teamă și să luăm contact cu realitatea. Eu vorbesc în numele meu. Aici a fost cea mai mare problema mea. Frica. Frica de a afla adevărul, frica de ace, frica de medici. Și în momentul în care aflu adevărul, chiar vorbeam cu Corina, în momentul în care aflăm adevărul, trebuie să înțelegem că nu suntem singuri și că există oameni care atunci când descoperim că avem o problemă de sănătate, nu suntem bolnavi, avem o problemă de sănătate, bântuim așa printr-o gară, există îngeri care să ne ajute să ne dea mâna, să ne urcăm în tren și să mergem mai departe. Am ține și de noi și pun acea întrebare, o întreb pe doamna doctor și pe urmă mergem un pic mai departe. Doamna doctor, de ce ne îmbolnăvim? Toată lumea mă zice, de ce ne îmbolnăvim? E o întrebare foarte grea. Adică... Da, știu, erau prietenele mele, deja sunt online, am promis că pun întrebarea. Nu știu de ce ne îmbolnăvim. De ce ne îmbolnăvim. Adică, bineînțeles că există, da, știu unde vreți să ajungeți. Vreți să ajungeți la stres. Nu este cauza tuturor bolilor. Există. Dărâmăm un mit în dimineața asta. Eu așa cred. Bineînțeles că echilibrul tău interior și așa mai departe contribuie la starea de bine și de acolo trebuie pornită prevenția, da? Cu echilibru, să fii, să mănânci sănătos, să gândești sănătos, să faci sport, da? Toate pornesc de acolo. Dar, cu toate acestea, există oameni care le fac pe toate astea și se îmbolnăvesc. Există factori genetici. Am moștenit un bagaj bun, rău l-am moștenit, da? Unii avem în familie boli cardiovasculare, deci venim cu, unii avem diabet, venim cu această încărcătură din urmă, alții avem anumite predispoziții genetice spre a face boli de natură oncologică, mai există expuneri profesionale la diferite boli și despre ce se vorbește în ultima vreme destul de mult, despre microbiom și despre flora noastră. Deci astea sunt lucruri care din ce în ce mai mult câștigă teren și asta am povestit și la seminar. Deci e un subiect care mi se pare foarte interesant. De mult se studiază expunerea la anumiți agenți infecțioși la o vârstă nepotrivită, pentru că la vârstă nepotrivită organismul reacționează nepotrivit și atunci reacționând la o infecție în mod nepotrivit poate să fie un trigger, un declanșator al altor lucruri. De exemplu, a fost un mare tamtam acum câteva luni când s-a publicat un articol legat de cei cu scleroză multiplă, că cei care sunt din fratrii, din familii mai mari, deci au mai mulți frați, sunt protejați. Sunt protejați în primul rând cei mici, pentru că fratele mai mare aduce divers, cum vine copilul de la grădiniță, îi dă și la ea mici și așa mai departe, și acei copii sunt expuși la respectivul virus la vârsta potrivită. Sau, da? Și se pare că faptul că ești dintr-o familie cu mai mulți frați te protejează de scleroză multiplă. Același gen de efect a încercat să fie demonstrat și în anumite boli hematologice. Lucrurile sunt încă neclare, dar se pare că în anumite afecțiuni există o tendință spre a se corela numărul de frați cu riscul de a face boala respectivă. Și cum spuneam și la seminar, adică nu toți care avem în familie diabet sau cancer vom face această boală, nu toți care facem diabet sau cancer avem în familie,
pacienți cu... am zis că nu vorbim despre... da, corect, am înțeles. Oameni cu aceste boli. Deci, da. Nu avem o rețetă clară. Dacă am avea, eu aș fi fără muncă, fără loc de muncă, da, și fără servici. Pentru că nu putem să prevenim 100%, nu putem să prevenim, adică, cum spuneam, a preveni este mult spus. Noi încercăm să... prevenția înseamnă medicină, de fapt, să descoperi lucrurile când pot fi rezolvate fără efecte majore. Și cu cheltuieli puține. Și cu cheltuieli puține, că ajungem la bani, pentru că mereu facem ce facem și ajungem la bani. Îmi cer iertare telespectatorilor că nu citesc mesajele, am face 50 de minute numai din cititul mesajelor, pentru că văd că curg mesajele, dragii mei, și vă mulțumim că sunteți alături de noi. Camelia Cotoară e alături de noi, o văd. O salut și eu pe Camelia. Da, și ea, mesajul era de la ea, despre care... Am făcut mai de multe emisiune cu ea, cred că mai multe. E o încântare când primim mesaje de la astfel de oameni, precum Camelia, și îi mulțumesc încă o dată și pe această cale. Mă încurajează să merg mai departe, mă încurajează să mă trezesc la ora 3 dimineața, așa, și să fim veselă de la prima oră. Rămânem alături de acești îngeri de oameni, pentru că eu insist pe idee, vreau să înțelegeți că oricând spun oricând, să știți că puteți să-i găsiți oricând. Acești oameni, și doamna doctor și cei din Asociația Inimi Generoase, când te aștepți mai puțin, dai de ei. Și mergem să facem sport alături de ei. A fost un eveniment foarte frumos. Doru Dorobăț, te salut. Cartea e aici deasupra noastră. Și Doru a trecut pe aici, pe la noi, prin platou, pe la Dale Dimineții. O frumoasă acțiune. Regret, sincer, că nu am ajuns la acțiunea voastră. Rosi, te rog, filmulețul acela în care Inimi Generoase s-au unit cu Fitness Urban și au făcut sport. Nu spunem unde, că face reclamă și ne ceartă ce ne au. Ne facem că nu vedem. Dar ați văzut acel copil de la care i-au crescut aripi de fluture. Of, Lavinia, foarte frumos. Și o vedem și pe Kinga de la Hunedoara, antrenoarea de Zumba. Zumba. Deci îmi venea să plec și să las pacienții, să las oamenii care au venit să-și facă o glicemie, să-și măsoare o tensiune, să merg să dansez în pași de Zumba. Deci a fost atâta de motivant acțiunea și mișcarea de sport. Ia uitați-vă, e atât de dulce. Colegele mele dansau, mai măsurau o tensiune. Deci a fost un super eveniment, nu ne-am așteptat, a fost o primă ediție. Ne-am gândit cum să combinăm sportul cu prevenția. Și Doru Dorobăț l-am rugat frumos, zic, hai undeva unde este cald și bine să se poată dezbrăca oamenii, să stea liniștit, să putem măsura o tensiune, fiind în ianuarie. Și a fost foarte deschis la acest eveniment. Sperăm la o viitoare colaborare și pe perioada caldă. El, cred că la 19 sau la 20 a sâmbătă, a ajuns deja de antrenament Fitness Urban, care la fel se promovează sportul în aer liber, da? Care este cel mai bun antistres, da? Pentru că mai bine decât oxigenul nu face nimeni la creier, așa. Plus că este o mișcare de sport gratuită, da? Pentru că te gândești, nu mă duc la sală, e 300 de lei pe lună, ce fac cu 300 de lei? Poate îmi cumpăr coșul de mâncare pe o săptămână sau investesc în altceva dacă nu am posibilitate, și atunci oamenii totdeauna găsesc scuze. Nu facem sport, este scump, costă, la sală trebuie să investesc în nu știu ce echipament, în casă toată lumea bănuiesc că stă într-un training, vii în training, Doru te învață gratuit niște mișcări în aer liber, da? A strâns o comunitate întreagă de fitness urban și împreună cu soțul meu este în fiecare sâmbătă prezent și el acolo. Ori la Bejan, ori în parc la cetate. Ori în parc la cetate. Deci, da. Dacă le urmăriți, dragii exact. Mei, paginile de Facebook, acel Facebook pe care noi mereu îl blamăm, am ajuns să facem din asta nu e bun Facebook-ul, ne ocupă timpul. Așa e.
Dar dacă facem ce spune doamna doctor, găsim, dragii mei, echilibru și luăm de pe rețelele de socializare ce ne face bine și ce ne face bine sufletului nostru. Știți că există acolo niște setări la care puteți lucra. Și dacă vă setați să vă apară doar reclame și acțiuni pe sufletul fiecăruia dintre dumneavoastră, să știți că puteți afla că acolo, nu doar pe Facebook, ei fac pe, în viața reală, știți? Dar de pe Facebook, Insta, TikTok, puteți afla ce fac oamenii minunați. Și putem alege că până la urmă, revin, acel liber arbitru să alegem să facem lucrurile cu sufletul curat, cu gânduri bune. Nu, e alegerea noastră să ne trezim dimineața cu zâmbetul pe buze și a spus Lavinia că astăzi e ziua internațională a râsului. Zâmbiți, dragii mei, că eu presupun că e sănătate curată și nu întâmplător. O întrebăm pe doamna doctor, greșesc, râsul e sănătate curată? Mă gândesc că da, toate endorfinele acelea care se descarcă, mă gândesc că ajută. La fel ca și sportul, că de fapt și eu fac sport, dar nu o fac neapărat pentru că pentru că îmi place atât de mult sportul, dar mă ajută pe front psihic, adică mă detensionează cu siguranță și asta, pentru mine asta dă dependență. Deci râsul, sunt sigură că ajută. Râdeți, vă spun, în fiecare dimineață. Dar n-am citit studii. Zimbiți. Dar ne pricepem. Da. Și dacă ne pricepem și ne iasă, și eu am văzut oameni fericiți lângă astfel de oameni și am văzut copii fericiți, pentru că, da, Rosi, îți mulțumesc, ne apropiem de finalul emisiunii, Rosi mi-a luat-o cumva înainte și îi mulțumesc. E vorba de copii, e vorba de ceea ce pe mine mă moaie și te-am văzut și pe tine, Lavinia, prima o acțiune deosebită, prima acțiune a acestui ediția an. Ediția a doua deja. De ediția, da, a doua. Ediția a doua, da. Acești copii își creează prima icoană, evenimentul, da, ceva de genul, da, ăsta. Da, eveniment numele gratuit, la Orto Cafe, da, totul punem noi la dispoziția copilașilor, vin și pictează și uitați ce a ieșit. E prima dată când a venit acel copil la evenimentul nostru, avem și clienți fideli, ca să zic așa, și uitați de la prima lui icoană ce frumos a ieșit. Da, și culorile și tot. Da. Și își dezvoltă dexteritatea, da, motricitatea fină, care nu știm, da, știm doar să dăm zoom pe, pe telefon, da, învață. Motricitate, da, fină, avem acțiuni, prima mea icoană pe sticlă, urmează Ziua Națională a Lecturii, care este în 15 februarie, o vom face la Biblioteca Județeană Ovid Densușan Deva, unde vom citi împreună și vom povesti despre personajul nostru preferat. Urmează Felicitările de 8 martie cu mama, urmează Iepurașul, da? Desenăm ouă și pictăm floricele că vine primăvara. Deci vom avea foarte multe activități cu copiii în fiecare lună. Trebuie doar să ne urmăriți pe pagina de Facebook a Asociației Inimi Generoase sau pe Instagram Inimi Generoase. Ne dați un follow și vedeți toate activitățile noastre și dacă vă plac, noi suntem un ONG, trăim din cei 3,5% pe care donează fiecare și din acei bani investim în activități, în seminarii și în tot ceea ce este frumos pentru Deva. Pentru că Deva, într-adevăr, poate fi și frumoasă. Sperăm. Eu sper, dragii mei, înainte să ne luăm la revedere, după cum ați văzut, a rulat deja scroll-ul pe imagine, a fost atât de prins de emisiune colegul meu Rosi, încât a uitat să-mi spună că mai am 5-10-15 minute. Mi-am dat seama că am ieșit din emisie. Nu ieșim din emisie înainte să spunem că Marius Vitan sâmbătă, seara, ne așteaptă la Reno cu un eveniment retro și nu întâmplător am ales să punem, să dau reclama în această dimineață, pentru că, dragii mei, la fel, ce ziceți de un party la, cu retro muzică, credeți că ne-ar aduce cu siguranță, zice doamna doctor. Și eu o cred, dragii mei, pentru că toate mesajele pe care mi le-ați dat în dimineața asta mi-a dovedit încă o dată că doamna doctor, într-adevăr, este un om deosebit, un înger care e cu aripile deschise și e lângă noi. Unde vă găsesc oamenii, cei care vor să ajungă, întreb,
la spital. Am înțeles, cabinet privat nu aveți. Pe doamna doctor o găsiți în spitalul... Doar la spital, cu bilă de trimitere, cu programare prealabilă, că altfel nu putem, că suntem noi puțin, ei mulți, voi mulți, dar se poate ajunge la noi fără probleme. Alte întrebări, dragii mei, dacă aveți, eu vă aștept aici, alături de mine, în orice dimineață, pe pagina de Facebook a ONG-ului, o găsiți pe Lavinia, cineva vă răspunde. Nu fiți fricoși, fiți curajoși și luați legătura cu acești oameni minunați. Zice Alexandra Truță, vă îmbrățișez cu inima. Felicitări, Lavi, Lavinia, pentru toată munca aceasta frumoasă pe care o depui. Și mai ai, Lavi, foarte multe comentarii. Aici ne luăm la revedere. Eu pot doar să spun așa. Eu vă mulțumesc din suflet că existați. Vă mulțumesc pentru tot ceea ce faceți pentru semenii noștri și să vă dea Dumnezeu sănătate și multă putere să fiți acolo alături de noi. Mulțumim. Mulțumim frumos pentru invitație. Și o zi a râsului plină de bucurii. Până mâine dimineață, când mergem în Ținutul Pădurenilor, alături de Mariana Suciu, dragii mei, eu pot doar să vă spun simplu. Vă iubesc. Și dacă tot suntem într-o gară, așa cum a spus Lavinia aici, în Deva, haideți, dragii mei, să strângem cercul ăla de oameni buni, să dăruim din iubirea noastră și celor care au ales astăzi să uite, să zâmbească și să fie cu zâmbetul pe buze, că na, viața e frumoasă. Vă iubesc, până mâine dimineață, ce să zic, o zi minunată.